bună seara din nou, am onoarea să vă salut cu toții, participanții și colegii. În ultima sâmbătă din luna februarie, pe splaiul Unirii, splaiul Dâmbovițe, cum este cunoscut, în zona Târgului Vitan, a avut loc un accident de circulație, cu consecințe destul de grave și dramatice. Un autovehicul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în râul Dâmbovița. Știți, a fost destul de mediatizat și... Da, s-au întâmplat niște lucruri grave, dureroase, despre care... Da. În mașină erau... Nu vorbim foarte mult. Nu vorbim foarte mult, trebuie să atingem subiect important. În mașină erau doi adulți și un copil de 6 ani și jumătate. Mihai George Alexandru, care a scăpat printr-o minune cu viață. El este elev în clasa pregătitoare a liceului teoretic de Cebal și am să rog să vină pe scenă împreună cu doamna Cristina Puiu, învățătoarea, profesoara lui. Vă rugăm, o pic pe scenă. Treptele sunt foarte late, să avem puțină răbdare. E destul de dificil pentru acest pui de om să ajungă la noi, dar... Bună seara, Mihai! Mine, doamna învățătoare! Ce vrei să te faci când doamna o să fii mare? Paramedic la smurt! Bravo! La smurt. Bravo! Bună seara, doamna profesoră! Cât de cuvinte este Mihai la școală? Un copil care se bucură de copilărie, care trăiește... un miracol al vârstei în fiecare zi. E un copil minunat. E o minune de copil, din punctul meu de vedere, care a trăit minuni reale în ultima perioadă a vieții lui. Știm cu toții despre ce este vorba. El e o mică vedetă acum. Da, este. În toate desenele lui la dezvoltare personală, despre pasiuni, despre meseria preferată, apar... mașini de poliție, polițiști, mașini de pompieri și pompieri. Până de curând avea o dilemă, nu știa dacă dorește să fie paramedic sau polițist. Acum te-ai hotărât, vrei paramedic sau polițist? S-a hotărât. Da. Cine ți-i mai dorit? De polițist rutier. Cine ți-a dat-o? De unde? Dar pentru că și colegii îl iubesc foarte mult, eu am păstrat-o în sine și am dăruit-o cu drag acum. Foarte bine. Felicitări. Înțeleg că aveți un premiu. Nu mai puțin. Polițistul care a intervenit la fața locului este domnul Boieroiu George Dorin, care îl invit pe scenă. Este agent șef în zi la Brigada Rutieră. Și spuneam la trecută, în luna decembrie, când am fost aici, că să reușim să salvăm cât mai multe vieți prin ceea ce facem și cât mai multe persoane implicate, cât mai multe persoane dragi să nu aibă probleme și să nu fie implicate în accident de circulație. Domnul Boieroiu este și el tată, are un băiețel de 5 ani și jumătate, mai mic decât Mihai, și dau cuvântul lui să ne spună cum în ziua respectivă i-a salvat viața acestui copil minunat. Bună seara, în primul rând. Am onoarea să fiți domnul comandant. Cuvintele sunt de Hristos, n-am ce să... Nu știu, am emoții foarte mari. Mă bucur foarte tare că îl văd. Nu știu, îi doresc multă sănătate și să fie fericit. Avem și o mică surpriză, am înțeles, pentru Mihai. V-aș ruga, domnule comisar șef, să ne mai spuneți o dată numele premiantului. Da, domnul Boieroiu George Mihai, colegul meu.
Bine. Mulțumim și noi, comisar șef.